Salutări, prieteni, sunt Valiconea și astăzi vă prezint un nou material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Generalul rechemat pe front de mareșalul Antonescu și numit guvernatorul Bucovinei. Generalul Cornelu Dragalina își ocupă locul de drept în panteonul eroilor neamului românesc, rămânând o figură luminoasă care continuă să inspire generații întregi de militari și de patrioți. Povestea sa, marcată de curaj și devotament neclintit, rămâne un testament viu al sacrificiului și al onoarei militare, continuând să inspire generațiile următoare. În istoria tumultoasă a României, un nume răsare cu strălucirea datoriei îndeplinite și a sacrificiului pe câmpul de luptă, generalul Cornelu Dragalina. Născut la 5 februarie 1887 la Caransebeș, în vremea când acesta făcea parte din Austro-Ungaria, Cornelu Dragalina a fost martorul și actorul unor momente cruciale din istoria națională, continuând tradiția militară a familiei sale. Fiul generalului Ion Dragalina, erou căzut pe front în primul război mondial, Corneliu a fost unul dintre cei 6 copii ai familiei, crescând într-un mediu în care valorile patriotismului și datoria față de țară erau fundamentale. Jurând să-și onoreze tatăl, Corneliu și-a pus bazele carierei sale militare la școala de ofițeri de artilerie și geniu din București, în perioada 1905-1907, și ulterior la prestigioasa Școală Superioară de Război între anii 1919-1921. Ascensiunea sa în ierarhia militară a fost rapidă și meritorie. În 1910, tânărul Corneliu era deja locotenent, iar în 1915 devenea capitan în Regimentul 4 Artilerie. În această calitate a participat activ la campania din 1916 pe frontul din Dobrogea, unde regimentul său, partea diviziei 19 Infanterie, a dus lupte grele împotriva forțelor inamice. Conducând una dintre puținele baterii de artilerie grea ale armatei române, Corneliu a demonstrat nu doar curaj, ci și o strategie militară de invidiat. Participarea sa nu s-a limitat doar la primul război mondial. Generalul Dragalina și-a dus contribuția și în cel de-al doilea război mondial, unde experiența și devotamentul său au fost din nou puse la încercare. Determinarea și abilitatea sa de a conduce trupele în momente critice au confirmat reputația sa de militar de excepție. Destinul generalului Cornelu Dragalina a fost însă strâns legat de cel de-al României. După decenii de devotament pentru țară, viața sa s-a sfârșit la 11 iulie 1949 la București. Totuși, moștenirea sa rămâne vie, un exemplu de patriotism și de sacrificiu pentru generațiile care urmează. Generalul Dragalina nu a fost doar un soldat și un strateg desăvârșit, ci și un simbol al vocației militare transmise de la tată la fiu. În memoria colectivă a românilor, numele său rămâne sinonim cu datoria, curajul și efortul neobosit pentru apărarea și libertatea României. Războiul este o scenă dură, unde curajul și sacrificiul ies la suprafață în cele mai întunecate momente. Așa a fost și pentru Cornelu Dragalina, un tânăr comandant de baterie în Regimentul 4 Artilerie, prins în vârtejul sângeros al primului război mondial. Într-o zi de octombrie a anului 1916, pe câmpurile înfiorătoare din Dobrogea, Dragalina a scris o pagină de eroism în istoria militară a României. În mijlocul furtunii de foc și oțel, pe 10 octombrie, bateria comandată de tânărul ofițer se afla angajată în luptele crâncene din spatele regimentului 51 Infanterie. Dintr-o dată, un atac violent al trupelor bulgare a spulberat liniile fragile ale batalionului 3, provocând o panică generală și punând soldații români pe fugă. Într-o fracțiune de secundă, frontul părea pierdut, iar speranțele se năruiau sub povara realității nemiloase. Dar Cornelu Dragalina nu era omul care să cedeze în fața deznădejdii. Într-un moment de inspirație eroică, s-a urcat pe primul cal pe care l-a găsit, a scos sabia și a ordonat gorniștilor să sune atacul. Fără să ezite, a pornit singur în întâmpinarea inamicului, un gest care părea sinucigaș, dar plin de o hotărâre de nezdruncinat. Gestul său nu a trecut neobservat. Infanteria română, inspirată de curajul năprasnic al comandantului lor, s-a regrupat și a lansat un contraatac devastator. Buza de echilibru se tranșase. Atacul bulgar a fost respins, frontul a fost rapid restabilit, dar victoria nu a venit fără un cost dureros. Cornelu Dragalina, în frenezia luptei, a fost lovit de un glonț, căzând rănit pe câmpul de bătălie.
a fost repede evacuat, transportat cu un șlep pe apele Dunării până la Galați. Acolo, medicii militari au intervenit prompt, extrăgând glonțul care punea în pericol viața tânărului ofițer. În ciuda rănilor încă proaspete, Corneliu nu a avut parte de prea mult răgaz. Destinul îl chemase curând la o nouă datorie, una mult mai dureroasă. Peste doar câteva zile, alături de fratele său Corneliu se afla la București, la căpătâiul tatălui lor, generalul Ioan Dragalina. Eroul luptei de pe Valea Jiului, comandantul armatei I fusese rănit mortal în acele confruntări crâncene. Umilirea și durerea erau adânci, dar Corneliu Dragalina a găsit în el forța de a se ridica și de a merge mai departe, inspirat de exemplul tatălui său și de propriile sale experiențe de pe câmpurile de luptă. Povestea sa rămâne una de neegalat, o mărturie a curajului și a sacrificiului suprem în slujba patriei. Războiul nu este doar despre lupte și strategii, ci și despre caracterele extraordinare care, în cele mai grele momente, se ridică deasupra fricii și își conduc camarazii spre victorie. Povestea lui Corneliu Dragalina, devenită legendară, este exemplu perfect al unui astfel de caracter. Pe 10 octombrie 1916, în Dobrogea, în focul luptei, Dragalina a demonstrat un curaj rar întâlnit. Pentru faptele sale eroice din acea zi, Corneliu Dragalina a fost onorat cu una dintre cele mai prestigioase decorații ale României, Ordinul Mihai Viteazu, clasa 3. Motivarea decorării a fost clară și directă. Pentru vitejia și frumoasele calități ce a arătat în ziua de 10-a 10-a 1916, când infanteria vecină bateriei sale de obuzierile grele nu mai poate rezista focului artileriei inamice, a încălecat și mergând de-a lungul rândurilor infanteriei, a îmbărbătat-o și a pornit în fruntea ei la un contraatac, salvând astfel bateria și situația trupelor. Acest înalt decret, numărul 3093 din 11 noiembrie 1916, a subscris eroismul său în paginile de glorie ale istoriei naționale. Eforturile și calitățile sale nu au trecut neobservate. În 1917, Corneliu Dragalina a fost din nou avansat pentru meritele sale pe câmpul de luptă. După război, a continuat să se pregătească și să se perfecționeze, urmând între 1919-1921 cursurile Școlii Superioare de Război. Determinarea sa de a excela în cariera militară a fost răsplătită constant. A urcat rând pe rând gradele ierarhiei militare, locotenent colonel în 1920, colonel în 1928 și general de brigadă în 1935. Cariera sa a atins un punct culminant când a fost înaintat la gradul de general de divizie, începând cu data de 6 iunie 1940. Acest titlu venea ca o recunoaștere a zecilor de ani dedicați armatei și a numeroaselor sacrificii făcute în timpul războaielor. Dragalina a continuat să slujească țara cu aceeași dăruire și profesionalism, fiind un exemplu viu de leadership și patriotism pentru toate gradele din armată și pentru întreaga națiune română. În pragul celui de-al doilea război mondial, generalul Corneliu Dragalina, o figură deja venerată pentru sacrificiile și victoriile sale din primul război mondial, a fost numit la comanda Corpului 6 de armată, cu garnizoana la Cluj. Era o poziție de o importanță colosală, într-un moment extrem de sensibil pentru România. Generalul Dragalina, cunoscut pentru calitățile sale excepționale de lider, avea să-și demonstreze din nou abilitățile într-un context politic și militar mult mai complex. Una dintre primele sale mari provocări a venit doar câteva luni mai târziu, în august, când a fost selectat să facă parte din delegația română în negocierile de la Turnul Severin cu Ungaria. Discuțiile erau axate pe rezolvarea diferendului teritorial legat de Transilvania, regiune cu o importanță istorică și strategică imensă pentru ambele națiuni. Dramaticul al doilea dictat de la Viena din 1940, însă, a fost un punct de cotitură dureros, când nord-vestul Transilvaniei a fost cedat Ungariei. În urma acestei decizii, generalul Dragalina a fost desemnat să conducă comisia română responsabilă de graficul evacuării teritoriului cedat. Era o misiune dificilă și emotivă, având în vedere implicațiile asupra numeroaselor familii românești din acea regiune. Profesionalismul și etica sa l-au ghidat în îndeplinirea acestei sarcini dificile, reușind să gestioneze procesul de evacuare cu o rară empatie și eficiență. Corpul 6 de armată, sub comanda sa, a părăsit Clujul și s-a repliat apoi în zona Brașov. Apoi,
în 1941, a adus o nouă serie de provocări când rebeliunea legionară din ianuarie și-a făcut simțită prezența. În mijlocul acestui haos, generalul Dragalina și trupele sale au mustrat rebeliunea și au restabilit ordinea în oraș, reușind, printre altele, să ocupe strategic stația de radiodifuziune de la Bod. Efervescența și capacitatea lui de a gestiona crize i-au consacrat încă o dată reputația de lider neclintit și resolut. Cu situația politică în continuă schimbare și presiuni imense din partea alianțelor internaționale, Corpul 6 a fost ulterior dislocat în Banat. În acest nou teatru de operațiuni, Dragalina a continuat să-și aplice strategiile militare și să mențină moralul trupelor la cote înalte. Fiecare mișcare și decizia sa erau motivate de un profund simț al datoriei și al responsabilității față de națiune. În vara anului 1941, după începutul operațiunilor militare împotriva Uniunii Sovietice, Corpul 6, sub comanda generalului Cornelu Dragalina, a fost inițial menținut în rezervă pe teritoriul național. Totuși, odată cu dezvoltarea conflictelor, unitatea sa a fost trimisă pe front în octombrie pentru a participa la ultimele faze ale bătăliei de la Odessa. Corpul 6 a atacat în sectorul nordic, reușind să pătrundă în oraș, marcând astfel o contribuție semnificativă la capturarea Odesei. Imediat după succesul din Odessa, Corpul 6 a fost dislocat în Crimea, însă această mișcare a fost de scurtă durată. În primăvara anului 1942, frontul îi chema din nou, de data aceasta în zona Izum, unde i s-au subordonat 4 divizii de infanterie românești, 1, 2, 4 și 20. Aceste divizii fuseseră deja mobilizate în timpul contraofensivei sovietice de iarnă și se găseau acum într-o poziție strategică importantă. Luptele din cadrul celei de-a doua bătălii de la Harkov din mai 1942 au reprezentat un moment de glorie pentru trupele române conduse de generalul Dragalina. Sub comanda sa, unitățile românești au reușit să captureze 26.432 de prizonieri, alături de numeroase tancuri ușoare T-60 și primele T-34 și KV-1 intacte, marcând astfel un succes deosebit în fața armatei sovietice. Pentru ofensiva de vară ulterioară, generalul Dragalina a fost subordonat armatei 1 tancuri, continuând ofensiva pe 22 iunie spre râul Don. Ofensiva a fost intensă și plină de provocări, dar sub abila sa comandă, Corpul 6 și-a demonstrat din nou eficiența. Începând cu 19 iulie, unitățile sale au trecut sub comanda armatei 4 tancuri, facilitând cu succes trecerea râului Don, un element esențial în strategia militară a axei. La începutul lunii septembrie 1942, generalul Dragalina și trupele sale se aflau în avamposturile sudice față de Stalingrad, unul dintre cele mai importante și disputate obiective ale frontului de est. În această poziție, soldații români, obosiți dar hotărâți, s-au pregătit pentru confruntările decisive ce urmau să vină. Înfruntările sângeroase de la Stalingrad au desenat un viitor nesigur pentru Corpul 6 și soldații români. Generalul Cornelu Dragalina trebuia să-și pună la încercare toate abilitățile strategice și tactice dobândite în decenii de carieră militară. Cu inamicul sovietic mai determinat ca niciodată și cu echipamente de luptă formidabile la dispoziție, provocările ce urmau să vină aveau să testeze până la limită rezistența și curajul trupelor române. În timp ce toamna anului 1942 avansa, generalul Dragalina și comandanții săi studiau fiecare mișcare, știind că soarta bătăliei de la Stalingrad va influența decisiv cursul războiului pe frontul de est. Sacrificiul, onoarea și determinarea s-au aflat în centrul fiecărui moment al acestor lupte crâncene, definind nu doar cariera lui Dragalina, dar și destinele soldaților care au luptat sub steagul românesc. Pe măsură ce istoria se desfășura, era clar că rolul generalului Cornelu Dragalina și a Corpului 6 în aceste lupte nu doar că va influența desfășurarea conflictului, dar va și scrie pagini importante în analele militare ale României, reflectând sacrificiul și eroismul lor în fața unor încercări de neimaginat. Comportamentul remarcabil al trupelor române pe frontul de est, sub conducerea neobosită și strategică a generalului Cornelu Dragalina, a fost recunoscut și elogiat de mareșalul Ion Antonescu prin ordinul de zi numărul 29, emis la 4 iulie 1942. În acest ordin, mareșalul și-a exprimat admirația profundă pentru curajul și determinarea demonstrată de Corpul 6 Armată, diviziile 1, 2, 4, 20 infanterie
și detașamentul de schiori colonel Rota în Marea Bătălie de la Harkov. Documentul sublinia contribuția lor importantă în colaborarea cu trupele germane, marcând astfel o pagină glorioasă în istoria militară a României. Sub comanda generalului Dragalina, Corpul 6 Armată a continuat ofensiva strategică urmărind dinamicul de la Oscol până la Donul Inferior și de acolo către sudul Stalingradului. Succesele lor militare nu au rămas neobservate. Pentru acțiunile strălucite ale trupelor sale, generalul Dragalina a fost decorat cu prestigioasa Cruce de Cavaler a Crucii de Fier și Ordinul Mihai Viteazu, clasa a doua. Aceste distincții onorifice au subliniat nu doar abilitățile sale de comandant, dar și devotamentul său față de cauză și țară. În urma acestor reușite, el a fost promovat la gradul de general de corp de armată, un titlu cuvenit eforturilor sale neîncetate pe câmpul de luptă. Un moment crucial în cariera sa a fost chemarea de pe front la 16 decembrie 1942 de către mareșalul Antonescu, care l-a numit apoi guvernator al Bucovinei. În această poziție, generalul Dragalina a arătat nu doar o nemaipomenită pricepere militară, ci și o profundă umanitate. Într-un context în care pericolele pentru populația evrească erau iminente și grave, el a suspendat portul Stelei lui David de către evreii din Cernăuți. Această decizie crucială a fost menită să îi protejeze de posibile execuții din partea fasciștilor. Înțelegând gravitatea situației și cu o viziune empatică rară, generalul Dragalina a obținut aprobarea mareșalului Antonescu pentru evacuarea evreilor din Cernăuți. Aceasta a fost o mișcare strategică esențială, având în vedere că urmau să fie arestați sub ordinul lui Hitler și deportați dincolo de Bug. Gândirea sa rapidă și acțiunile sale decisive au contribuit la salvarea vieților a 14.750 de evrei, un act de curaj și de umanitate care transcede războiul și conferă un sens nou termenului de erou. După dramaticile evenimente din 23 august 1944, când România a întors armele împotriva Germaniei naziste și s-a alăturat aliaților, generalul de corp de armată, Cornelul Dragalina, a fost reactivat și numit inspector general al trupelor motorizate pe 15 noiembrie 1944. Această poziție prestigioasă releva faptul că, în ciuda schimbărilor politice tumultoase, experiența și competențele lui Dragalina erau încă esențiale pentru efortul de război al României. Schimbările politice radicale din martie 1945, marcate de instalarea guvernului procomunist, condus de Petru Groza, a adus nori grei peste cariera și viața generalului Dragalina. Prin decretul numărul 860 din 24 martie 1945, invocându-se legea numărul 166, adoptată prin decretul numărul 768 din 19 martie 1945, el și mulți alți generali au fost trecuți în oficiu în rezervă. Motivarea oficială referitoare la trecerea din oficiu în rezervă a personalului activ al armatei, care prisosește peste nevoile de încadrare, ascundea de fapt o epurare politică masivă orchestrată de noua guvernare. Căderea în disgrație nu s-a limitat doar la pierderea poziției militare. Generalul Dragalina a fost ținta unei campanii de hărțuire orchestrată de Securitate, structura represivă a regimului comunist. Acesta și-a pierdut casa din Timișoara, simbolizând nu doar o pierdere materială, ci și un act cu puternice conotații psihologice și intimidante. Deși a fost hărțuit intens, a evitat totuși arestarea, un destin diferit față de mulți alți ofițeri de rang înalt și personalități marcante ale epocii. Viața generalului Dragalina s-a încheiat tragic și prematur pe 11 iulie 1949 la București. Aceasta s-a întâmplat chiar înainte ca autoritățile comuniste să declanșeze un nou val masiv de arestări, destinul menționând poate doar o mică favoare fatidică în fața unor vremuri pline de abuzuri și nedreptăți. Generalul Cornelul Dragalina rămâne o figură complexă și fascinantă în istoria României. De la glorie pe câmpurile de luptă ale primului, dar și celui de-al doilea război mondial, unde și-a demonstrat vitejia și ingeniozitatea militară, până la hărțuirea nejustificată sub regimul comunist, viața sa este un testament al rezilienței în fața adversității și al dedicării către națiune. Acțiunile sale în timpul războiului reflectă nu doar un comandant de excepție, dar și un om de o profundă umanitate care a salvat mii de vieți evreiești într-un act de curaj moral rar întâlnit. Deși hărțuirea și pierderile suferite după 1945 i-au adus multă suferință,
Dragalina nu a fost niciodată înfrânt în spirit. Moartea sa, chiar înainte de ridicarea represiunii comuniste la un nivel și mai alarmant, marchează sfârșitul unei vieți care a fost martoră și participantă la unele dintre cele mai dramatice evenimente ale secolului 20. Generalul de corp de armată, Cornelu Dragalina, rămâne o emblemă a dedicației militare și a rezistenței sufletești, un exemplu de neuitat pentru generațiile următoare. Povestea lui Cornelu Dragalina este una de neuitat, nu doar prin faptele de vitejie și prin decorațiile primite, ci și prin modul în care a trăit fiecare moment cu integritate, sacrificiu și dragoste pentru patrie. Decorațiile primite de general în timpul carierei sale militare, precum Ordinul Mihai Viteazu, clasa a treia, acordat pe 11 noiembrie 1916, marcând recunoașterea eroismului pe câmpul de luptă în primul război mondial, Ordinul Mihai Viteazu, clasa a doua, a fost conferit prin decret regal numărul 2549 din 1 septembrie 1942 în calitate de general de corp de armată și comandant al Corpului 6 Armată. Crucea de Fier, 1939, clasa a doua, recunoașterea meritelor militare în timpul celui de-al doilea război mondial, Crucea de Fier, 1939, clasa 1, decorarea suplimentară pentru acte de eroism și leadership excepțional pe front. Crucea de Cavaler al Crucii de Fier, acordată pe 9 august 1942, simbolizând una dintre cele mai înalte distincții militare germane pentru curaj și succes pe câmpul de luptă. A fost menționat în raportul Wehrmachtbericht pe 30 mai 1942, un fapt considerat o mare onoare militară și o recunoaștere a contribuțiilor sale semnificative în operațiunile militare. Subliniază curajul, competența și dedicarea generalului Cornelu Dragalina, atât pe plan național, cât și internațional, recunoscut nu doar de autoritățile române, ci și de cele germane în perioada celui de-al doilea război mondial. Povestea sa servește ca un memento puternic despre complexitățile și tragediile perioadelor de conflict major și schimbarea politică, dar și despre lumina pe care o poate aduce un om devotat și curajos, chiar și în cele mai întunecate vremuri. Într-o vreme de mare incertitudine și violență, generalul Cornelu Dragalina a demonstrat că adevăratul conducător nu se măsoară doar pe câmpul de luptă, ci și prin capacitatea de a proteja și a se îngriji de viețile celor mai vulnerabili. Recunoașterea și respectul câștigate pe front au fost completate de admirația și recunoștința celor pe care i-a salvat. Acțiunile sale rămân un testament viu al valorilor pe care le-a susținut și al impactului profund pe care l-a avut asupra istoriei. Generalul Cornelu Dragalina nu a fost doar un comandant de excepție, ci și un salvator al umanității într-unul dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei. Povestea sa ne amintește că, chiar în mijlocul conflictelor devastatoare, există spațiu pentru acte de bunătate și curaj moral și că liderii adevărați strălucesc nu doar prin strategii militare, ci și prin deciziile lor etice. Acesta a fost materialul scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Vali Conea și până data viitoare să aveți parte de tot ce vă doriți.